În comunicatul poliției se spune, printre altele, citez, din verificările preliminare efectuate de polițiștii biroului rutier Câmpulung s-a stabilit că un bărbat de 67 de ani din Câmpulung, care conducea un autoturism pe bulevardul Ion Mihalache, având direcția de deplasare Pitești spre Brașov, în împrejurări care vor fi stabilite din cercetări, a lovit o femeie de 72 de ani din Câmpulung, care s-ar fi angajat în traversarea drumului pe marcajul pietonal, de la stânga spre dreapta față de direcția de deplasare a autoturismului, prin spatele unui autovehicul care circula din sens opus. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. În cauza au fost întocmite documente procedurale conform articolului 192 din codul penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc. Am încheiat citatul. Având în vedere faptul că autorul accidentului este un cunoscut om de afaceri din municipiul nostru, familia victimei acuză printr-un e-mail pe care l-am primit pe adresa redacției noastre încercarea de mușamalizare a acestui caz. Citez. În seara de 27-a 20 a 2024, în jurul orei 19, a avut loc un accident mortal pe trecerea de pietoni pe bulevardul Ion Mihalache, despre care în presa din Câmpul Mușcel nu se precizează absolut nimic. Conducătorul vehiculului a accidentat mortal pe trecerea de pietoni o femeie de 72 de ani, urmând ca acesta, după momentul impactului, să o în mașina personală, având leziuni extrem de grave la cap, la coloană, costale și alte leziuni multiple, pentru a-și mușamaliza și a-și ascunde pe cât posibil implicarea în accident. Acesta deținând încă alte dosare de ucidere la volan. În legătură cu poliția și sistemul medical, nefiind niciuna dintre acestea prezente la locul accidentului din încercarea de a ascunde fapta, victima a ajuns la Spitalul Municipal Câmpulung, adusă personal de autorul accidentului, neînsoțit de niciun echipaj de poliție. La Spitalul Municipal Câmpulung nu a ajuns niciun echipaj de poliție, cât victima era încă în interiorul spitalului, aceasta urmând ulterior să fie transportată la Spitalul Județean Pitești, unde a și decedat. Am încheiat citatul. Vom reveni cu informații în momentul în care cercetările poliției se vor finaliza.